Anul acesta au fost cele mai liniștite și cele mai sigure sărbători pascale din ultimii ani, însă pentru unii șoferi care au rămas fără permis, nu au fost și cele mai vesele. Polițiștii nemțeni au fost la datorie, astfel încât nu au fost înregistrate evenimente cu impact asupra siguranței publice. Pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a dispus ca aproape 600 de polițiști să acționeze suplimentar față de dispozitivul zilnic în locurile unde au avut loc manifestări religioase în zonele cu aflux mare de public, precum și pe principalele artere județene, pentru ca cetățenii să petreacă sărbătoarea Învierii Domnului în siguranță. Măsurile luate de polițiștii care au acționat pentru păstrarea ordinii și siguranței publice, siguranței rutiere și a transporturilor feroviare au făcut ca oamenii să se bucure în liniște de sărbătorile pascale. În această perioadă nu au fost înregistrate evenimente deosebite, iar numărul sesizărilor prin 112 a scăzut cu 93 de apeluri față de perioada sărbătorilor pascale de anul trecut, infracțiunile săvârșite cu violență situându-se sub media ultimilor ani. De asemenea, pe drumurile din județul Neamț nu au avut loc accidente de circulație soldate cu persoane rănite sau decedate, înregistrându-se doar accidente ușoare cu mult mai puține față de anii trecuți. În perioada 30 aprilie-2 mai, pentru abaterile de la normele contravenționale, polițiștii au aplicat 152 de sancțiuni în valoare de circa 50.500 de lei, dintre care 51 de sancțiuni privind nerespectarea normelor prevăzute de legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Pentru neregulile constatate în trafic, polițiștii au aplicat 92 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 23 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 17 pentru conducere cu viteză excesivă, iar 5 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Pentru liniștea acestor sărbători, la nivelul județului Neamț, un efectiv de 160 de jandarmi a asigurat un climat de ordine și siguranță publică în area de competență. Jandarmii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale în valoare de 7.100 de lei, din care 13 avertismente scrise. Principalele fapte antisociale sancționate de jandarmi au fost provocarea unor scandaluri, adresarea de cuvinte și expresii jignitoare, pescuitul fără permis și în perioada de prohibiție, aprinderea focului în fondul forestier național, precum și alte fapte ce au adus atingere normelor de conviețuire socială.